Bun găsit, doamna domnișoarelor, domnilor! Astăzi despre educație. Suntem fericiții posesori, noi brașovenii, ai unui loc întâi pe care ni l-au adus colegii și prietenii noștri de la Andrei Șaguna. Domnul profesor Cezar Boghici, directorul Colegiului Național, este alături de noi. Bun găsit, domnule profesor! Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și avem un bine meritat loc 1, da? Din foarte, foarte mulți candidați, am aici trecut 180.000 de candidați la evaluarea națională. Colegiul Național Andrei Șaguna este pe primul loc, urmat de Colegiul Național de Informatică Tudor Ilianu din București și Colegiul Național Unirea din Focșani. Eu, ca unirist, dar de la Brașov, nu de la Focșani, am avut și eu o tresărire de bucurie. Păi m-am văzut că scrie Focșani și am mers mai departe. Felicitări! Niște rezultate care, sigur, vă onorează. Da, vă mulțumim frumos. Rezultatele acestea deosebite ne onorează și ne obligă în același timp. Pe de altă parte, aceste rezultate vin cumva în continuitatea rezultatelor pe care noi le-am avut an de an. Poate nu de fiecare dată am fost pe primul loc, dar în orice caz, în top 5 în fiecare an cu gimnaziul nostru, în top național 5 am fost. Cum vedeți ideea asta de gimnaziu la un colegiu național? Pentru că sunt discuții foarte multe pe această temă. Acest gimnaziu a apărut cu mult timp în urmă. Sunt aproape 20 de ani de când s-a înființat acest gimnaziu la Șaguna și a venit în ideea de a pregăti liceenii într-un cadru de liceu. Adică ei se pregătesc alături de colegii lor, se întâlnesc în pauză și este cumva o emulație, o împărtășire a experienței, o transmitere a ei de la liceeni la gimnaziști. Trebuie să vă spun că elevii de pe liceu se comportă foarte protectiv cu colegii lor mai mici, adică cei mici chiar se simt bine în mediul acesta. Și profesorii cu experiența de la liceu, dar și cu aplicare, evident, de a lucra cu copii mai mici de gimnaziu, iată, obțin aceste rezultate. Deci nu este nici de cum ceva nepotrivit sau ceva care nu ar putea fi văzut în acest context al liceului. Profesorii noștri, deopotrivă, sunt pregătiți să lucreze pentru liceu și pentru gimnaziu și mai mult decât atât, au experiența necesară, iată, în atâția ani formați, să lucreze cu elevii de gimnaziu, dovadă stând, în primul rând, rezultatele acestea. Da, discutam acum vreo 2 săptămâni, cred, cu domnul inspector general, apropo de acest examen pe care îl dau copilașii ăștia de clasa a patra ca să treacă în clasa a cincea. Evident, cei care își doresc să urmeze cursurile la un colegiu național. Și zicea că există foarte, foarte multă empatie din partea profesorilor pentru acești copilași. Vor să le creeze cadru perfect. De asta examenul se dă chiar mâine, în 30. Da. Noi suntem pregătiți să-i primim pentru acest examen pe cei mici. Avem și experiența necesară, știm cum trebuie să ne purtăm cu ei. În unii ani chiar antrenam elevi de liceu în acest examen, în sensul că ei primeau de la poartă pe cei mici și altceva când te întâmpină copil fiind un alt copil ca și tine. Și nu sunt doar profesorii care, să zicem, ar putea părea rigizi, nu sunt nici de cum așa, dar faptul că elevi, deci copii ca și ei, îi primeau și îi așezau în bănci, pentru ei era important lucrul acesta. În acesta nu mai putem, datorită condițiilor speciale, să realizăm acest lucru, dar în orice caz suntem pregătiți să-i primim cum se cuvine pe cei mici și vor avea tot atenția noastră și înțelegerea, cu siguranță. Da, este un moment deosebit pentru ei, pe lângă partea de pregătire, efectiv, emoțiile lor la această vârstă cred că sunt imense. Da, sunt emoționați, au tot felul de reacții, dar
Noi știm să gestionăm toată această activitate și îi ajutăm să treacă peste emoțiile inerente unui examen, evident. Probabil, dar mă rog, cu siguranță, de fapt, cel mai important din viața lor de până acum. N-au decât 4 ani de școală și clasa aceea pregătitoare, da, ei sunt niște micuți hotărâți. Ne întoarcem la evaluarea națională 2020, pe lângă acest loc întâi de care am discutat și pentru care, evident, v-am felicitat la început de emisiune. Mă gândesc că urmează deja faza a doua. Acești copilași de clasa 8-a, care au participat la evaluare, sunt deja pregătiți să devină elevi ai Colegiului Național Andrei Șaguna la partea de liceu. Vă spuneam și la începutul întâlnirii noastre, aceasta este și rațiunea gimnaziului la Șaguna, să pregătească elevii pentru Șaguna. Toți elevii care termină gimnaziul la noi optează în a-și continua studiile la Colegiul Național Andrei Șaguna. Asta se întâmplă în fiecare an cu foarte mici excepții, dar toți, iată, sunt deja pregătiți, au mediile care să-i recomande pentru acest colegiu și cu siguranță ne vom întâlni în septembrie la deschiderea festivă. Nu știu, aici nu am informația, câte medii de 10 ați avut la evaluare? La nivel național știu că sunt 839 sau erau 839, nu știu ce s-a mai întâmplat după contestații. Dar undeva pe la vreo 839 erau înainte. Cât sunt la Șaguna? Sunt și medii de 10 curat, sunt medii de 10 foarte multe pe specialități, adică pe discipline, vreau să spun, română-matematică, însă, vedeți, pentru noi sunt importante aceste rezultate cu siguranță, dar noi nu privim neapărat lucrurile statistic. Adică important este că acești elevi intră cu gândul de a învăța și aceasta este principala lor activitate. Deci e foarte important, vă spun ca profesor, să lucrezi numai cu elevi care își doresc să învețe și a spune că aceasta este cheia rezultatelor, dacă îmi îngăduiți să spun, încă o dată spun ca profesor în perspectiva aceasta. Sunt elevi care onorează tradiția școlii, sunt elevi care au un har extraordinar de a excela și cu susținerea profesorilor și a părinților obțin aceste rezultate de fiecare dată, care nu sunt numai la evaluarea națională. Ei își confirmă poziția de lider, să spun, în rezultatele lor și la concursurile naționale. Ei participă chiar la concursuri internaționale, da? Că ne referim la concursul NASA, care are o participare chiar din rândul gimnaziștilor noștri. Da, zâmbesc pentru că acum o săptămână am făcut emisiune cu acești copilași deosebiți împreună cu doamna profesor Tănăsescu și erau foarte, foarte fericiți, împărțiseră locurile de pe podium. Erau șaguniști, sigur au mai avut ei în echipe și copii din Statele Unite și din India, din câte mi-amintesc, dar așa cu modestia lor de copii spuneau totuși că au tras mai tare decât ceilalți pentru că unii nici măcar nu se mai prezentau la antrenamentele online, alții nu mai veneau nici la competiții. Americanii de lăsători ca ei, așa cum ne-am obișnuit, indienii aveau niște probleme de conexiune la internet și din cauza asta lucrurile stăteau destul de prost, dar până la urmă s-au concentrat și șaguniștii și au prins podiumul, toate pozițiile de pe podium. Da, și asta, vă spun, se întâmplă an de an. Noi suntem școala și implicit țara care dă cei mai mulți premiați la acest concurs organizat sub egida NASA. Și fapt important care se leagă direct de discuția noastră, copiii de gimnaziu lucrează și în echipe extinse, adică beneficiază de experiența colegilor lor mai mari de la liceu, care au participat în anii anteriori și care îi ajută pe cei mici. Asta se întâmplă în toate activitățile pe care școala le realizează, nu doar în cele ce țin de pregătirea concursurilor internaționale.
Mă gândesc în primul rând la acele activități care țin de etosul școlii, corul nostru, fanfara. E drept, cei mici nu intră în fanfară neapărat, dar oricum se bucură de toate realizările ansamblurilor școlii. La acestea se adaugă cercul de robotică și alte activități care uneori îi privesc și pe cei mici. Sigur că ei trebuie să mai capete experiență, să mai acumuleze știință până a lucra efectiv alături de cei mari în toate aceste activități. Da, nu pot să nu o remarc pe Ioana Popa, pentru că a fost și ea invitată la mine în emisiune și despre ea știam încă din anii trecuți că este performer la anumite capitole. O fată permanent cu zâmbetul pe buze, foarte stăpână pe ea, nu știu dacă stăpân pe sine are vreun termen de comparație, dar era foarte stăpână pe sine. Sau 100% stăpân. Și vreau să, și ceilalți doi băieți pe care i-am avut în emisiune și ei erau modești, dar foarte, foarte stăpâni pe ceea ce au făcut, pe lucrurile pe care și le propun să le facă în continuare. Și eu cred că asta vine exact din ce spuneți dumneavoastră. Încrederea asta le-au dat-o și cei mai mari decât ei. Pe lângă ce le-au transmis profesorii. Cei mai mari, aceia sunt cei care le spun, uite așa trebuie să faci ca să fie acolo. Exact, și domnișoara despre care vorbiți e formată de mică în colegiul nostru. Adică spiritul șagunii se manifestă și la cei mai mici și mai dârji, iată, dintre șagunii, și la cei de clasa 12-a, care au avut și ei rezultate cu totul excepționale anul acesta. Sunt foarte mulți elevi admiși în universități de top, deja admiși la Oxford, la Imperial, la UCL, universități din top 10. Avem chiar o clasă a 12-a care aproape integral a participat la concursuri internaționale de fizică la NASA și foarte mulți din acea clasă sunt admiși deja la aceste universități de prestigiu. Da, cred că aici este ceva mai mult decât a învăța pur și simplu. Eu așa cred. Că de învățat poate învăța orice copil care are niște capacități. Da, e un spirit competitiv. Vă spuneam și mai devreme, este tradiția școlii, iar îmbinarea acestor lucruri face ca șaguna să aibă rezultate, iată, garantate dintotdeauna. Da, s-a discutat mult anul trecut, dacă nu mă știu, sau acum 2 ani, apropo de mediile care termin, cu felul în care te implici și așa mai departe. Nu știu cum a rămas situația respectivă. Sigur, evident, părinții erau cei care comentau cel mai mult pe această temă. Ei sunt, în general, cei care comentează sau, mă rog, au tot felul de intervenții. Însă, până la urmă, partea asta de competiție naște cu siguranță niște mici topuri, mici clasamente în fiecare clasă. Dar ce se întâmplă? La șaguna, elevul este în permanent sub aura, să spun așa, sau sub amenințarea celei mai înalte performanțe. Ori aceasta îl determină să-și dorească tot mai mult și să intre într-un spirit de competiție, în primul rând cu el însuși și apoi cu ceilalți. Da, este important și iarăși mă bucur că avem discuția asta. Eu cred, deși sigur și aici părerile au fost împărțite, cel puțin în ultimii ani s-a discutat mult pe tema asta, trebuie să existe o competiție în clasă. Trebuie să existe o competiție între elevi. Până la urmă, doar așa poți avea rezultate. Dacă suntem toți liniari, s-ar putea să nu iasă nimic bun. Este o bună competiție, un spirit de învingător pe care fiecare dintre șaguniști și-l cultivă. Însă, vedeți dumneavoastră, chiar dacă nu toți excelează la toate disciplinele, pentru că nu poți fi întotdeauna bun la toate, dar cunoștințele pe care fiecare elev le dobândește, acestea dospesc cumva în lăuntrul său și ca un vaccin îl protejează pe viitor împotriva ignoranței sau împotriva deșertăciunii. Deci noi formăm caractere, în primul rând, și acest lucru se vede
la absolvenții noștri, la faptul că ei confirmă de fiecare dată și ajung să fie absolut realizați profesional și ne mândrim de fiecare dată cu acești. Da, nu o să pot uita intervenția Ioanei Popa în emisiune când a spus, discutam noi despre bine versus mai puțin bine în partea asta de lecții online, de cursuri online. Și a zis o chestie cu toată seninătatea vârstei, zice, am mai scăpat de niște materii care nu erau chiar. Asta e, da, Tănăsescu râdea acolo, dar până la urmă copiii spun lucrurilor pe nume. Da, 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 așa este. E, și online-ul, să știți că a avut, așa cum spuneți, și partea lui bună și mai puțin bună din perspectiva profesorilor, căci numai așa mă pot exprima acum. Ce putem spune? S-a pierdut ceva din calitatea comunicării didactice. Poate și pentru că nu eram suficient de bine pregătiți cu toții, pentru că formația noastră de dascăli nu este orientată spre acest tip de învățare, dar foarte ușor am învățat cu toții din mers și a ajuns să ne placă. Uneori chiar am fost sceptici, dar am depășit acest scepticism și sunt foarte multe lucruri bune. Online-ul îl ajută pe elev să se concentreze, să-și focuseze atenția pe ce explică profesorul acolo. Deci sunt foarte multe avantaje și chiar ne gândim să dezvoltăm un proiect în viitor. Este o inițiativă a Catedrei de Matematică să antrenăm și școli din mediul rural, să antrenăm elevii noștri ca să învețe pe colegii lor din școlile gimnaziale din mediul rural să lucreze online. Avem așa un proiect în sensul acesta și ne gândim că ar fi important să extindem experiența noastră. Oricum, noi beneficiem de o platformă foarte bună, platforma Moodle, care permite feedback instant, care ne dă posibilitatea să realizăm lecții online. Foarte multe lucruri, este foarte flexibilă această platformă. Și vrem să o extindem în sensul să antrenăm și pe alții în utilizarea experienței noastre și implicit a platformei, evident. Da, vedeți, din păcate, bun, am încercat și noi, de exemplu, Radio Televiziunea Transilvania a înregistrat niște lecții online, niște ore de pregătire, să zicem, online. Sigur, acoperirea noastră ca și televiziune este limitată, dar dincolo de toate am avut feedback bun și am avut feedback bun din mediul rural. Treaba este că eu cred că peste tot în lume, de fapt, se întâmplă lucrul ăsta. Există diferențe între notele pe care le obțin, mediile, să zicem, chiar și la evaluarea națională, că tot am discutat despre ea, copiii din mediul rural versus ceea ce obțin ca și note copiii din mediul urban. Cred că este inevitabil lucrul ăsta, nu știu de ce. Da, poate fi așa, dar nu aș spune că este determinant și nu întotdeauna putem afirma că, de exemplu, o notă de la Șaguna n-ar fi echivalentă cu o notă din altă școală sau viceversa. Adică lucrurile sunt puțin nuanțate aici și această problemă pe care o semnalați dumneavoastră vine din faptul că noi încă nu avem o evaluare standardizată la nivel național. Deci de aici discrepanțele și de aici toate discuțiile care se creează în jurul evaluării. Nu există, din păcate, la ora aceasta, o standardizare a evaluării la nivel național. Da, cred că lucrurile ar trebui să se mai schimbe, sigur, acum. De vorbit este ușor, de pe margine, nu cred că trebuie foarte multă pregătire, dar ideea este că ar trebui să se mai schimbe niște lucruri, iar standardizarea asta de care vorbiți dumneavoastră ar trebui să devină un lucru real, palpabil. Până nu se va întâmpla lucrul ăsta, vor exista discrepanțe și atât. Există discrepanțe, să știți, și la nivelul corecturii la examenele naționale. Drăznesc să spun lucrul acesta, gândindu-mă în primul rând la faptul că vin lucrări cu anumite note în primă instanță, iar la contestații sunt și diferențe de un punct. Ca să nu mai vorbim de diferențe de 4 puncte, cum s-a întâmplat la limba germană. Asta mi se pare incredibil.
Da, acolo precis a fost un accident. Da, ce accident, domn profesor, da, ce accident. Dar, din păcate... Probabil la transcrierea notelor, la asta mă refer. Adică nu cred că a fost acolo o problemă de evaluare. Altfel nu se explică diferența aceasta. Da, diferențe imense. Da, nefiind subiectul emisiunii, nu vreau să pierdem timp. Ne așteptăm... Sunt 30 de copii, nu? Până la urmă, de la gimnaziu, ei, să zicem că vor ajunge toți 30, vor fi elevi și la liceu, la Andrei Șaguna, dar mai sunt și alte clase, nu? Câte clase vor mai fi? Sau câte locuri, de fapt, ca să ne raportăm la 30 plus? De liceu sunt 60 de copii în două clase de matematică informatică, urmează două clase de științe ale naturii, una simplă, alta cu limba engleză, o clasă de științe ale naturii cu specializare de limba franceză și o clasă de uman. În total 6 clase. Dar să știți, mă bucur că punctați lucrul acesta. Nu doar șaguniștii sunt foarte buni în liceu, adică elevii de gimnaziu de la Șaguna sunt elevi cu totul excepțional care vin din celelalte școli, chiar și din mediul rural, că tot vorbeam mai devreme. Numai că elevii noștri au și rolul acesta de a acționa ca ferment în clasele în care intră. Și împărtășindu-le din experiența lor, colegilor care vin din alte școli, se creează un fapt interesant, care se vede foarte bine încă de la începutul școlii, de la prima acțiune, de la comandă, când sunt botezați șaguniștii. Botezul șagunist fiind așa o confirmare a intrării în comunitatea șagunistă. Da, este într-adevăr o comunitate de elită a orașului Brașov, a județului nostru și cred că și aici, nu știu, concentrarea autorităților ar trebui să fie destul de mare, pentru că am înțeles că doriți să mai construiți, nu știu, niște clase, zone, am auzit eu așa informații trunchiate, nu știu exact. Noi ne dorim în principal o reabilitare a clădirii, o refacere a tencuielii, a izolației din punct de vedere termic, energetic. Dar avem promisiunea că școala noastră va intra într-un program european de finanțare și așteptăm să, cumva, cum spuneți dumneavoastră, și autoritățile să răspundă imaginii pe care Șaguna o oferă comunității. Pentru că școala arată într-un fel, dar având în vedere că e o clădire istorică, sunt foarte multe aprobări care trebuie obținute, ea poate arăta mult mai bine. Avem promisiunea că se realizează lucrul acesta. Să știți că autoritățile au răspuns cererii noastre de fiecare dată, dar probleme juridice care sunt rezolvate în acest moment au împiedicat la vremea respectivă realizarea unor proiecte de amploare în ce privește clădirea școlii. Dar avem promisiunea și ne așteptăm la susținerea autorităților în sensul acesta. Da, până la urmă, imaginea de care dumneavoastră pomeneați este una reală și chiar și aceste statistici, nu sunt oamenii întotdeauna îndrăgostiți de statistici, dar sunt importante și aduc o imagine, pentru că, vedeți, în România se vorbește foarte mult despre educație. Și de principiu, după cum vedem sau după cum se întâmplă de obicei, atunci când se vorbește mult, se face puțin. Șaguna este un exemplu bun. Aici se și fac lucruri, se vorbește și se face. În alte locuri sau în alte zone, să zicem, pe plan național, se vorbește foarte mult și nu se face atât cât se promite. Educațional vorbind, clar, fără ne mai referim la autorități. În ce privește Șaguna, nu pot fi decât de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Păi de asta am și zis că aș fi de acord direct. Da, da, da. Da, asta e. Acum vine Bacu, nu? Bacu bate tare, tare la ușă, au început lucrurile, probabil că și rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor, nu?
Vă spuneam că este o generație cu rezultate remarcabile deja. Ne așteptăm ca și la bacalaureat să ne menținem locul de top în ierarhia națională. Provocarea este mare. Da, este o provocare pe care noi o onorăm în fiecare an, deci cumva a intrat, să spun așa, în buna rutină a școlii noastre. Da, să fac, mă întorc iarăși la statistici și clasamente, așa pe final de emisiune. Notele bune, calitatea elevilor, până la urmă rezultatele sunt cele care se trec acolo în Excel, știți, ca să dea o finalitate. Însă eu sunt convins că pe lângă partea asta de educație absolut normală, evident, la gimnaziu sau la liceu, activitățile extrașcolare sunt cele care creează un anumit cadru pentru ca acești copii să aibă și note foarte bune la școală. Ceea ce se întâmplă în NASA, tot ce ne-ați povestit dumneavoastră. Da, vă spuneam că tradiția școlii ne onorează, ne obligă în același timp, dar sunt foarte multe activități care țin de etosul școlii și care întrețin flacăra performanței, spiritul șagunist până la urmă. Comanda, maialul, fanfara, corul care are rezultate remarcabile, deși nu suntem un liceu de muzică de fiecare dată. Sunteți concurență pentru Tudor Ciorca, da. Competiții naționale, corul nostru iese pe primul loc. Redacția revistei, muguri, activitățile din cabinetul VR, cercul de robotică, toate acestea țin de etosul școlii și de performanță în egală măsură. Da, chiar pe final, înainte să ne despărțim, aș vrea să vă întreb așa pe scurt, sigur, fără să facem sau să avem prea multe presupuneri, cum vedeți viitorul an școlar? Noi sperăm ca anul școlar să înceapă în condiții normale și să ne reîntoarcem în bănci. Vă spuneam, online-ul are avantajele sale, dar dacă ne referim la comunicare didactică, la învățare, care e o întreagă discuție pe care o putem dezvolta, dar pe scurt, relația dintre profesor-elev, dintre maestru și discipol, aceasta stă la baza educației noastre, a oamenilor, nu? Dacă ne referim la scara istoriei. Deci, întoarcerea în bănci ar fi lucru pe care îl așteptăm cel mai mult. Ne dor unii de alții, lucrul acesta s-a văzut cel mai bine la festivitatea de absolvire care nu s-a putut desfășura decât online. Sperăm să reiterăm și festivitatea de absolvire și toate activitățile pe care le-am lăsat în urmă. Cu regret spunem lucrul acesta. Da, mulțumim frumos, domnule director. Să sperăm că lucrurile astea pe care vi le doriți, sigur, se vor și întâmpla. Vă spun că și din punctul meu de vedere, altceva era să fac o emisiune cu dumneavoastră în studio, să ne vedem față în față, să abordăm subiectele mai, nu știu cum, cu temă mai apropiată. Așa e un pic, să zicem, impersonală emisiunea, dar până la urmă, uite, așa devenim obiectiv peste noapte, vorbind de la distanță. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune, felicitări pentru rezultatele pe care le aveți, pentru poziția pe care o aveți la nivel național. Doamne, domnișoarelor, domnilor, domnul profesor Cezar Boghici, directorul Colegiului Național Andrei Șaguna, a fost la Azi în Brașov. Eu sunt Aghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.